Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Un prunc ni s-a născut nouă, un fiu ni s-a dat nouă, și domnia a fost pusă pe umerii lui, iar numele lui este sfetnic minunat, principele păcii. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfințite, dragă Părinte Rector, Părinte Decan și Paroc, celevastă Părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, în catedrala noastră, dragi și iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. De 2000 de ani, mai mult de 2000 de ani, lumea creștină proclamă marele adevăr pe care Dumnezeu l-a realizat, trimițându-L pe Fiul Său, care s-a născut la Betleem dintr-o fecioară. Astă noapte am proclamat cu bucurie și am cântat cu îngerii mărirea în cerul lui Dumnezeu. Acum din nou, aici, și cu noi toți cei care sunt în unire prin intermediul undelor, vrem toți să-L preamărim și să ducem mai departe această veste a nașterii lui Iisus în mijlocul nostru. El este Dumnezeul nostru, dar El este și fratele nostru. El s-a făcut om asemenea nouă. Aceea bucuria noastră crește mereu, înțelegând iubirea lui Dumnezeu. Pentru a celebra cu vrednicie solemnitatea nașterii Domnului, îi cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele, ca ascultând cuvintele, Sfânta Predică, să-L lăudăm pe El fără încetare, El venit la noi. Punem din inimă, mărturisesc. Și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule, care în mod minunat l-ai creat pe om după chipul tău și ne-ai reînnoit și răscumpărat în mod și mai minunat, dă-ne, te rugăm, harul să putem împărtăși viața divină a Fiului tău, care astăzi a voit să-și asume firea noastră omenească. El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Cât sunt de plăcute pe munți picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunță pacea, care vestește binele, care anunță mântuirea zicând Sionului: Dumnezeul tău domnește. Un glas. Străjerii tăi înalță împreună un strigăt de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce în Sion. Tresăltați, strigați de bucurie, ruine ale Ierusalimului, pentru că Domnul mângâie poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul și-a descoperit brațul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Cuvântul Domnului. Și trebuie să le tați de bucurie.
și în cântare de psalmi, sunând din trompetă și din corn, strigați de bucurie în fața Domnului Regele nostru. A doua, citire din scrisoarea către evrei. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate, prin care a făcut și viacurile. Acesta, fiind strălucirea gloriei și chipul ființei sale și ținând totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelor, s-a așezat la dreapta maiestății în ceruri, devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât al lor. De fapt, căruia dintre îngeri a spus vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi fiu. Dar, din nou, când îl introduce pe primul născut în lume, spune, și să-l adore toți îngerii lui Dumnezeu, cuvântul Domnului. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu.
Toate au luat ființă prin El și fără El nu au luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el și a strigat zicând, acesta era cel despre care v-am spus, cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu, Fiul unic al lui Dumnezeu, Cel care este spre pieptul Tatălui, El a revelat. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, dragi confrați preoți, iubiți credincioși, dragi internauți, aș vrea să încep prin a vă împărtăși o întâmplare. Cu ceva ani în urmă, am avut ocazia pentru prima oară să văd un lucru mai puțin obișnuit. Mă întorceam acasă de la liturghia celebrată împreună cu comunitatea de catolici români din Saragossa, Spania. Și am rămas surprins să văd cum și trotuarele străzilor principale ale orașului erau ocupate de mașini. Ba chiar unele, nemai fiind loc pe trotuar, erau parcate în locuri și feluri care stârneau de-a dreptul râsul, astfel încât te întrebai cum de-a putut cineva lăsa mașina parcată chiar așa, aiurea. Într-o zi normală, obișnuită din an, nu vezi așa ceva. Nimeni nu parchează atât de îndrăzneț, pentru că riscul de a primi amendă și ați fi ridicată mașina este evident. Totuși, în noaptea Crăciunului, nimeni nu se teme de aceasta. Și nu pentru că poliția, serviciile de ordine
nu și-ar face datoria, ci pur și simplu sunt mai îngăduitoare în noaptea de Crăciun, pentru că sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a familiei, în familie, cu familia. De altfel și poporul italian are un dicton care exprimă același lucru. Il Natale con i tuoi, Capodanno con chi puoi. Crăciunul cu ai tăi, Revelionul cu cine poți, cu cine vrei. Într-adevăr, iubiți frați, Crăciunul, nașterea Domnului, este o sărbătoare care trebuie celebrată în familie, cu cei din familie, pentru că este sărbătoarea lui Dumnezeu, sărbătoarea familiei lui Dumnezeu și deci sărbătoarea noastră a tuturor copiilor lui Dumnezeu. Și unde altundeva este mai potrivit să celebrezi această sărbătoare, dacă nu în casa Domnului, în lăcașul de cult, în biserică, iată noi aici, în catedrală, împreună cu cei care alcătuiesc familia de familii, comunitatea parohială căreia îi aparținem, și apoi să continuăm bucuria împărtășirii acasă, în familie, cu ai noștri, în modul cel mai creștinesc și sfânt posibil. Tocmai în acest spirit, iubiți frați, suntem și noi astăzi împreună în casa Domnului, adunați în comunitate, în această familie de familii, pentru a celebra nașterea Domnului. Luăm parte împreună la sărbătoarea familiei lui Dumnezeu pentru a saluta cu bucurie venirea pe lume a Fiului Său și pentru a-i aduce jertfa Sfintei Liturghii, care este prinosul nostru de mulțumire pentru acest dar mare. Pentru că aici, în nașterea Fiului Său, unul născut, în darul pe care Dumnezeu l-a făcut întregii omeniri, se află, de fapt, rațiunea de a fi a cadourilor pe care obișnuim să le facem sau să le primim de Crăciun. Chiar dacă tendința este să se piardă din vedere acest lucru și spiritul comercial să se impună în mod periculos pentru peste spiritul creștin, este bine să reținem și să transmitem mai departe acest lucru. De Crăciun primim și facem cadouri pentru a împărtăși bucuria darului pe care Dumnezeu l-a făcut omenirii întregi. Fiul Său unul născut, Emanuel, Dumnezeu cu noi, Cuvântul întrupat. De fapt, zilele acestea, zilele sărbătorilor de iarnă, zilele sărbătorilor de Crăciun, pe lângă un caracter aparte, au și un farmec aparte. Pentru orice om, sunt zile cu totul deosebite de celelalte. Chiar și numai la nivel profan, totul este diferit. Chiar și soneriile la telefon se schimbă într-o colindă ceva, eventual. Creștini sau nu, oamenii se bucură de feeria pe care ornamentele și luminile multicolore o creează în acele spații care în restul timpului sunt mai puțin estetice. Creștin sau nu, orice trecător rezonează la încântarea pe care o răspândesc pretutindeni colindătorii. Creștin sau nu, toți oamenii sunt cuprinși de iureșul crescut al străzilor și de forfota aglomerată a oamenilor care aleargă în căutarea modului cel mai potrivit de a petrece sărbătorile. Da, pentru că pentru toți este Crăciunul. Pentru noi, știm, este sărbătoarea de la începutul anului bisericesc.
Sărbătoarea de care se leagă și depind toate celelalte sărbători din restul anului liturgic. Este sărbătoarea care are în centru cel mai mare mister de credință. Dumnezeu, cel pe care nici cerurile nu-l pot cuprinde, nu-l pot mărgini, se lasă cuprins, se lasă mărginit de limitele sărăcăcioase ale ființei omenești. Dumnezeu, cel fără de început, începe să viețuiască în trup omenesc, dar dumnezeiesc, dar care ia naștere din milostivirea fără margini a lui Dumnezeu. Unul din cele șase adevăruri de crezut despre care învățăm cu toții la cateheza de pregătire pentru prima împărtășanie ne amintește că cea de-a doua persoană dumnezeiască, Fiul, s-a făcut om pentru ca prin moartea sa pe cruce să-i răscumpere pe oameni și în veci să-i mântuiască. Acesta este, iubiți frați, adevărul pe care îl celebrăm an de an în sărbătoarea Crăciunului. Acesta este miezul tuturor zilelor acestora, pe care este riscul să le transformăm în zile de îndepărtare de Dumnezeu și de spiritul creștinesc, din păcate. Tocmai de aceea, Biserica, asemenea unei mame grijulii, ne propune de fiecare dată în ziua de Crăciun prologul, începutul Evangheliei după Sfântul Ioan. Sunt cuvinte mai puțin obișnuite, cuvinte de o profunzime deosebită, care au nevoie de un timp de meditație deosebit, de un efort deosebit, de a fi înțelese și aprofundate. Celor care l-au primit, ne amintește Evanghelistul Ioan, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai Lui Dumnezeu. Practic, lucrul acesta vrea să-L provoace în noi de fiecare dată sărbătoarea Crăciunului, să-L primim cu bucurie pe prunc, să-L găzduim cu bucurie pe Dumnezeu în trupul și în sufletul nostru, prin Sfânta Împărtășanie, să-I încredințăm pe termen nelimitat sufletul nostru curățat de orice întinare a păcatului. Am asistat de ună zi la o serbare de Crăciun a copilașilor de grădiniță. Este un adevărat deliciu, o adevărată încântare să vezi cum se străduiesc să se transpună în personajele pe care le interpretează. Câtă gingășie, câtă candoare, câtă seninătate și frumusețe pe chipurile lor senine. Toate acestea îi făceau să apară de-a dreptul adorabili, cel puțin în ochii părinților și bunicilor, care îi urmăreau cu interes viu și admirație. Nu întâmplător, iubiți frați, a ales Dumnezeu tocmai acest mod de a intra în lume, în istoria umanității. Imaginea pruncului gingaș, îmbrățișat de privirile grijulii ale Mariei și ale lui Iosif, admirat cu iubire de îngerii din cer, încălzit cu blândețe de cele două animăluțe din iesle, copleșit cu daruri de păstoraș, această imagine, zic, nu face altceva decât să stârnească în inimile noastre, redevenite în acest timp al Crăciunului de copii, toată admirația și recunoștința noastră. Așa a ales Dumnezeu să ne vorbească. Așa a ales Dumnezeu să se descopere pentru a fi pe înțelesul tuturor. Căci, într-adevăr, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. El, pruncul pe care îl adorăm în iesle, Fiul unic al lui Dumnezeu, Cel care este spre pieptul Tatălui, El ni l-a descoperit, El ni l-a arătat. Astfel, îl descoperim pe Cel fără de început,
În începutul vieții unui prunc născut dintr-o fecioară, prin puterea Duhului Sfânt, îl aflăm pe Creatorul la toate în sărăcia unui staul. Îl simțim pe Cel de care nimeni nu se poate apropia fără teamă, apropiat nouă, intim fiecăruia dintre noi. Este Crăciunul, sărbătoarea lui Dumnezeu, sărbătoarea familiei lui Dumnezeu, sărbătoarea deopotrivă a Dumnezeului om și a omului Dumnezeu. Contemplând imaginea pe care ne oferă în acest timp al Crăciunului ieslișoarele din biserici sau din casele noastre, către acest adevăr trebuie să se îndrepte inimile și sufletele noastre. Este misterul pe care an de an, cu reînnoită speranță și bucurie, îl sărbătorim. Mister pe care Biserica, prin celebrările sale, vrea să ne ajute să-l aprofundăm în toate aceste zile care alcătuiesc octava Crăciunului. Și aceasta pentru ca să putem beneficia de harurile nașterii Domnului, pentru ca să putem primi în viața noastră lumina pe care Cuvântul Divin, întrupat în carne omenească, o face să strălucească în lume de peste 2000 de ani. La ai săi a venit și ai săi nu l-au primit, sublinează cu tristețe Evanghelistul Ioan. Fie ca această constatare să nu se verifice și în viața noastră. Fie ca Mântuitorul să se poată naște mereu în viața noastră, să trăim bucuria de a-L primi cât mai des în taina Sfintei Împărtășanii, de a-I oferi darul, mângâierea unui suflet curat. Spunea odată o mamă care privea cu duioșie la pruncul pe care tatăl îl ținea cu mult drag în brațe, că își poate aminti cu ușurință durerea provocată de o tăietură accidentală, însă nu-și mai amintește deloc de durerile nașterii. Venirea pe lume a copilului dorit și așteptat a șters amintirea acelor dureri deloc ușoare. Să ne amintim, însuși Mântuitorul face referință în Evanghelie la această tristețe, la această durere de care este copleșită femeia care trebuie să nască, durere care însă este acoperită ulterior de bucuria că s-a născut un om pe lume. Iubiți frați, atunci când ne spovedim, asistăm oarecum la o naștere din nou. Naștem de fiecare dată un suflet înnoit, curățat de păcat. Este o naștere dureroasă, o renaștere la lumină, la viața Harului. Și este o naștere dureroasă pentru că nu este deloc ușor să îngenunchezi înaintea preotului, înaintea reprezentantului lui Dumnezeu, să-ți recunoști greșelile și să te căiești de ele, hotărându-te să nu le mai faci. Cu toate acestea, bucuria nașterii la viața nouă a Harului este mai mare și de fiecare dată ne face să uităm de durerea, de tristețea de dinainte. An de an, Mântuitorul, lumina fără de sfârșit și fără de început, Cuvântul întrupat vine la noi. Ne vizitează în sărbătoarea Crăciunului și vrea să-L primim, să credem în El, pentru că astfel mereu să redevenim copii ai Lui Dumnezeu, copii născuți din Dumnezeu. Preacurata Fecioară Maria, cea care prima l-a primit și l-a născut, să ne ajute cu exemplul său în efortul nostru de a corespunde întotdeauna așteptărilor lui Dumnezeu.
ia să mijlocească pentru noi și anul acesta, în sărbătoarea Crăciunului, harul de care avem trebuință, pentru ca nașterea lui Hristos, așa cum spun versurile unui cântec binecunoscut, să ne fie de folos. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Celor prea iubiți, în lumina textelor sfinte, a atmosferei Crăciunului, lumina cuvintelor pe care Părintele Decan și Paroc ne le-a prezentat, suntem invitați acum în această sărbătoare a nașterii lui Iisus să ne reînnoim credința noastră, în crezul nostru. În mijlocul crezului avem tocmai acest adevăr. Cuvântul s-a făcut trup. Atunci când îl vom proclama, vom îngenunchea, renoind astfel toată credința noastră în prezența Lui. De aceea, împreună toți spunem cu toată iubirea, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Iubiți frați în Hristos, ne rugăm acum cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, care la împlinirea timpului s-a făcut om și locuiește cu noi. Iisuse Hristoase, născut din Tatăl înaintea viacurilor, Tu care ești strălucirea măririi Lui și chipul ființei sale, și care ții lumea întreagă prin cuvântul puterii tale, dăruiește-le tuturor oamenilor viața ta dumnezeiască. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, Dumnezeu adevărat și om adevărat, venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, atrage la tine toate popoarele prin dovezile iubirii tale, pentru ca prin tine să-L cinstească pe Tatăl veșnic.
Dumnezeu puternic, împărat a toate, care ai binevoit să te naști în peșteră și să fii înfășat în scutece, dăruiește-le celor părăsiți și greu încercați bucuria pe care tu ai adus-o în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, prunc minunat, Domnul Păcii, călăuzește lumea întreagă spre pacea adevărată. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse, care te naști în sufletele noastre prin cuvântul tău și prin preasfânta Euharistie, dă-ne harul să te primim cu iubire și să te dăruim și fraților noștri. Te rugăm, ascultă-ne! Iisuse Hristoase, spre care se îndreaptă așteptarea Universului, primește-i pe cei răposați să se bucure pe deplin de roadele venirii tale în lume. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, în întruparea Fiului Tău, Tu ne-ai descoperit iubirea Ta părintească. Primește rugăciunile credincioșilor prin mijlocirea aceleia care ai dăruit harul neasemuit de a fi Maica Preacurată a Dumnezeului făcut om, prin Hristos Domnul nostru.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Să fie bine primită, Doamne, ofranda pe care ți-o aducem în această zi de sărbătoare, căci din ea izvorăște împăcarea noastră de plină cu Tine și prin ea îți putem aduce închinarea desăvârșită prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Dus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeu. Adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu prin misterul întrupării cuvântului ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii Tale, pentru ca în timp ce recunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci el în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prefericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi, de mărirea Ta, împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl tot. În unire cu Duhul
vecii vecilor. Îndemnează-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispita, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să iei, dar spune numai un cuvânt și se va da.
Să ne rugăm. Dumnezeule milostiv, te rugăm, dăruiește-ne harul ca Mântuitorul lumii care s-a născut astăzi și ne-a renăscut pentru viața dumnezeiască, să ne facă părtași ai nemuririi sale, El care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Vă rog să luați puțin loc. Mâine, a doua zi de Crăciun, sărbătoarea Sfântului Ștefan și poimine, a treia zi de Crăciun, sărbătoarea Sfântului Ioan, avem posibilitatea de a prelungi bucuria Crăciunului luând parte la Sfânta Liturghie, fie dimineața la 8 sau la 11, fie seara la orele 18. Colecta de astăzi, cum bine știm, este pentru seminar. Părintele Rector, aici de față, Părintele Vicerector, ne asigură că suntem prezenți în rugăciunile lor și ale seminariștilor, împreună cu toți binefăcătorii seminarului. Duminica viitoare, 30 decembrie, este sărbătoarea Sfintei Familii. Dorim ca în cadrul Sfintei Liturghii de la orele 11 să aducem mulțumire Domnului pentru familiile din comunitatea noastră, în special pentru acele familii care anul acesta au împlinit un număr rotund de ani de căsnicie, în mod deosebit, desigur, cele cu 25 sau 50 de ani de căsătorie. Vom face o rugăciune specială și se va primi o binecuvântare specială. Iar în ziua de 31 decembrie, luni, ultima zi din anul 2018, la orele 17 avem posibilitatea de a participa la Sfânta Liturghie, urmată de un tedeum de mulțumire pentru toate harurile pe care Dumnezeu le-a revărsat din belșug în viața noastră în acest an 2018. Nu uitați să treceți pe la biroul parohial pentru a lua plicul pentru sfințirea caselor. În interior este un kit absolut necesar pentru momentul sfințirii caselor, așa încât vă rugăm să treceți pentru a primi acest kit. Vă anunțăm că a susit numărul pe luna ianuarie al revistei Lumina Creștinului. Nașterea Domnului s-a făcut într-o familie. Preasfințite, dragi iubiți, părinți concelebranți, iubiți credincioși, uniți cu noi prin intermediul internetului. Fiecare sărbătoare noi transmitem o scrisoare pastorală. Anul acesta a fost cu acest titlu: Hristos s-a născut într-o familie. Hristos a binecuvântat familia, a făcut ca ea să fie sacră. Hristos, venind în lume, a venit să împlinească voința Părintelui Ceresc. Hristos s-a făcut om pentru ca noi oamenii să devenim ca și El, fii ai lui Dumnezeu. Printr-o familie. Sigur că am auzit așa de frumos și la predică și în cadrul textelor pe care le-am proclamat această realitate, că Iisus a coborât la Betleem, în familia Mariei și a lui Iosif. Acest lucru pentru noi este o mare binecuvântare. Este o confirmare că Dumnezeu a ales familia ca acolo să fie viață. Acolo să se reverse darurile cerești. Acolo să fie cei care vin pe pământ ca să dea mărturie despre Dumnezeu, purtând în ei chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea ne bucurăm acum de sărbătoarea Crăciunului, ca apropiindu-ne de Ieslea din Betleem, văzând pe Preacurata Fecioară Maria și pe Sfântul Iosif, iar lângă ei pe prunc, să vedem și familiile noastre. Pentru că pruncul Iisus
vine să confirme ceea ce Tatăl a voit. Familia să fie sacră, familia să fie izvorul vieții, leagănul vieții, familia să fie colaboratoarea lui Dumnezeu pentru viața lumii. De aceea ne-am bucurat și ne bucurăm să le aducem tuturor credincioșilor noștri, tuturor familiilor noastre, acest îndemn să prețuiască ceea ce Dumnezeu le-a încredințat, mulțumindu-le tuturor părinților care știu să-și iubească viața de familie și copii, care știu să colaboreze cu Dumnezeu, care știu să primească binecuvântarea în casa lor prin copii. Ne bucurăm să știm că acest dar este un dar ceresc pentru noi, de care depinde întreaga istorie, de care depinde viața societății și a bisericii. Vă mulțumim, dragi părinți, dragi familii, pentru această prețuire și vă rugăm să priviți mereu spre ieslea din Betleem, ca să prindeți acel curaj al împlinirii misiunii dumneavoastră așa de nobile. Maria vă arată ce demnitate este să asculți de Dumnezeu și să primești viața oferindu-ne pe autorul vieții. Iosif ne cheamă să știm să apărăm tot ceea ce Dumnezeu oferă în familie părinților. Noi vă îndemnăm, dragi și iubiți credincioși, ca să vă bucurați de Crăciun în familie, cum ne-a spus părintele la predică. Vă îndemnăm să vă bucurați în familia mare a bisericii și vă mulțumim pentru că îl căutați pe Dumnezeu, Cel care aduce în familii bucuria și pace. Vă mulțumim pentru că vă asociați cu noi la lauda lui Dumnezeu și la cântare. Mulțumim părintelui Ciprian Antălucă pentru coordonarea corului nostru și tuturor coriștilor noștri. Le mulțumim tuturor celor care au știut să ne bucure inima cu colindele lor în această perioadă. Și sigur că vă îndemnăm, așa cum a spus părintele Paroc, ca duminica viitoare, când sărbătorim Sfânta Familie, toate familiile ce au un moment de aniversar, să o facă în lumina prezenței lui Iisus în familie și în prezența Preacuratei Fecioare Maria și a Sfântului Iosif. La sfârșitul scrisorii noastre, spuneam aceste cuvinte și le spunem din nou împreună cu Preasfințitul Aurel și cu toți preoții. Tuturor credincioșilor care sărbătoresc în suflet și în case o asemenea sărbătoare minunată, le dorim fericire și pace. Și le spunem tuturor, dragi creștini, dragi familii, bucurați-vă! Crăciun fericit, dragi părinți! Crăciun cu multe bucurii în familie, dragi copii! Lăudați să fie Iisus Hristos! Acum ne plecăm prunta pentru a primi Sfânta Binecuvântare. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu care în bunătatea s-a nemărginit, a alungat întunericul din lume prin întruparea Fiului Său și prin nașterea Lui glorioasă a umplut de lumină, această zi preasfântă să alunge de la voi întunericul păcatelor și se reverse asupra inimilor voastre lumina virtuților. Hristos Mântuitorul, care a voit că marea bucuria nașterii sale să fie vestită păstorilor de către un înger, să umple cugetele voastre cu bucuria sa și să vă facă vestitorii Evangheliei sale.
El care prin întruparea sa a împăcat cerul cu pământul, să vă dorească din belșug harul bunei voințe și al păcii sale și să vă facă părtași ai bisericii din ceruri. Prin mijlocirea Sfintei Familii din Nazaret, să vă binecuvânteze pe voia tot puternicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.